emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii votează. Vă reamintesc că este o emisiune electorală de promovare a candidaților care vin în fața dumneavoastră și își prezintă oferta electorală pe care o au. Dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Suntem aproape de finalul acestei campanii electorale și încercăm să aflăm cât mai multe informații pentru dumneavoastră, să vedem cum au decurs aceste 3 săptămâni de campanie la nivelul județului Hunedoara, implicit și în capitala județului. Discutăm astăzi cu invitatul meu, domnul Alin Suciu, candidatul Partidului Ecologist Român pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și bună ziua tuturor telespectatorilor dumneavoastră! Ați trecut de-a lungul timpului prin destul de multe campanii electorale, cu siguranță aveți acum această posibilitate de a face o comparație și vis-a-vis de ceea ce se întâmpla în trecut, dar și cum decurg lucrurile în prezent. Așadar, spuneam puțin mai devreme, 3 săptămâni de campanie electorală, cum au fost aceste săptămâni și pentru dumneavoastră, dar poate și pentru ceilalți care au ales să candideze pentru diferite funcții? Ce pot să spun? A fost o campanie diferită față de ceilalți ani. Mi s-a părut că a fost o campanie cu mult mai multă răutate. A fost o campanie axată mai mult pe acuzații și nu a fost o campanie pe prezentarea de proiecte și nu înțeleg de ce s-a întâmplat asta. Discutasem și în emisiunea trecută că răutatea devine tot mai proeminentă în interiorul oamenilor și se pare că s-a reflectat acest lucru și în cadrul campaniei din acest an. Noi am încercat să avem o campanie decentă prin care să ne promovăm strict ideile care le avem, programele și intenția care vrem să o facem în cazul în care locuitorii din Deva o să ne acorde girul și o să intrăm în Consiliul Local. O campanie totuși interesantă și acidă pe aici, pe acidă, acolo, nu? Nu pe aici, pe acolo, acidă în totalitatea ei. Oamenii, cumva asta își doresc, sau după cum bine știm cu toții, atunci când vine vorba despre politică, tind să facă un pas în spate, sau cam săturat de promisiuni, sau săturat de vorbe goale uneori, pentru că cumva se spune că primarul în funcție are, sau pornește cu un avantaj într-o campanie electorală, dar în egală măsură poate să aibă și anumite minusuri. Și oamenii atunci pot să facă comparație. Bun, ai promis în campania trecută că ne faci cu tare și cu tare lucru. Acum pot vedea dacă într-adevăr s-au ținut de acele promisiuni primarii care sunt actualmente în funcție și candidează pentru încă un mandat. În ceea ce îi privește pe oameni, pentru că ați discutat cu ei, știți prea bine care este pulsul, să spunem, ce spun devenii cu privire la această perioadă? Da, am discutat, am fost foarte mult pe teren și am avut o interacțiune activă cu locuitorii din Deva. De multe ori îmi puneam întrebarea și de fapt mi-o pun și acum, oare ce o să facem cu 7 săli polivalente în Deva? Probabil că o să trească să facem în fiecare cartier câte o sală polivalentă, pentru că din 2016, în 2016 am făcut săli polivalente, în 2020 am făcut săli polivalente, în 2024 toate partidele, mai puțin noi, am promis sală polivalentă, fac săli polivalente. Deci probabil că vom deveni un oraș foarte sportiv cu atâtea săli și cu atâtea baze de... O să trebuiască să mai mărim un pic Mureșul, pentru că atâtea baze de agrement se fac pe malul Mureșului, încât că va trebui să se transforme în Dunăre ca să avem loc pentru atâtea baze. Da, nu știu, mi se pare incorrect față de locuitorii din Deva să venim cu proiecte și cu promisiuni. Eu le consider foarte multe dintre ele deșarte, cu lucruri care probabil că interesează mult mai puțin
de sările polivalente cele multe care sunt promise și interesează, cum am mai spus, de lucrurile care sunt foarte simple, lucrurile cu care, de care se lovesc în viața de zi cu zi. Se pare că ce e simplu e și dificil de realizat. Îmi spuneați și în emisiunea trecută că oamenii vor un oraș curat, vor lucrurile acestea minime cumva care ar trebui să se întâmple. Nu sunt dificil de realizat, dar am impresia că la ora actuală clasa politică crede că încă populația poate fi indusă în eroare sau că populația așteaptă de la politicieni șosele suspendate și tot felul de proiecte din astea mari, nu vrea să învețe faptul că omul vrea să trăiască bine, vrea să trăiască în siguranță, vrea să simtă că administrația este alături de el, nu are nevoie de fabulații și de chestii din astea, are nevoie de un pic de atenție, să fie băgat în seamă și să îi se ofere condițiile minime pentru un trai decent și o viață curată și sănătoasă. Cumva vine și întrebarea firească, de ce nu li se oferă atunci acest minim? Minim care înseamnă și costuri probabil la fel de minime, adică nu avem nevoie, cum spuneați puțin mai devreme, de șosele suspendate, ar fi ideal să avem pentru că ne uităm ce se întâmplă și în Occident și așa mai departe cu privire la lucrările care se realizează foarte repede și culmea sunt și trainice mare parte dintre ele. La noi acest capitol e destul de complicat, dar la lucrurile acestea mărunte totuși nu se întâmplă. Probabil este și dorința celor care sunt la conducerea primăriilor sau AT-urilor în general, vor să facă, într-adevăr și pe bună dreptate, intențiile lor probabil sunt foarte bune, vor să facă lucruri care să rămână în urma lor și... Dar, e firesc să se întâmple asta, doar că făcând, nu trebuie uitat... Nu trebuie uitate lucrurile de zi cu zi și făcând o analiză, este foarte greu ca într-un mandat să poți să realizezi o investiție de mare anvergură și mai există o problemă la clasa politică actuală. În momentul când se schimbă puterea, se consideră că tot ceea ce a fost făcut înainte a fost făcut rău, se abandonează proiecte că nu a fost propus de mine și atunci nu-l mai fac, a fost propus de altcineva și cred că de aceea se intră într-un mic cerc vicios din care nu putem să ieșim numai dacă ne educăm noi pe noi întâi și după aceea putem să discutăm de lucrurile serioase și să emitem alte pretenții. Și sunt foarte multe exemple de genul ăsta. Știm foarte bine că numai miniștrii educației și învățământului de câte ori s-au schimbat și de fiecare dată, chiar dacă făceau parte din același partid, veneau cu alte idei, cu tot felul de chestii, tocmai cel dinainte n-a făcut bine. Atâta timp cât nu suntem cinstiți noi cu noi și să recunoaștem părțile bune și a adversarilor noștri, nu o să putem să realizăm nimic și nu o să putem să facem o politică curată care să fie într-adevăr în interesul cetățeanului. Sunt cumva bine împământenite în ultimii ani aceste gânduri și aceste mesaje ale unora dintre politicieni, să nu generalizăm, că nu ar fi corect probabil să facem acest lucru. Cu siguranță sunt interesat să vadă și care este viziunea dumneavoastră asupra municipiului Deva, asupra viitorului acestei frumoase capitale a județului Hunedoara și cu ce veniți în fața lor, care sunt propunerile pe care le aveți pentru o Devă mai altfel, să spunem. În primul rând, suntem membrii a unui partid ecologist. Pentru asta, una dintre propunerile noastre și dintre țelurile noastre este de a mări mult mai mult suprafața verde din cadrul municipiului Deva.
No, e deficitar municipiul Deva în prezent? Da, e clar, este deficitar. Este o normă europeană prin care ar trebui să fie alocați 26 de metri pătrați de spațiu verde pentru orice locuitor din municipiu. La orizontală, nu? Că pe verticală probabil dacă am merge să măsurăm în unele cartiere iarba, cred că am depășit. Acolo am depășit, dar e vorba de suprafață, nu de volum. De asta discutam. Și din câte știu, nu pot să dau foarte clar, dar știu că în Deva, la ora actuală, suprafața este de undeva între 12 sau 14 metri pătrați de suprafață verde, ceea ce este foarte puțin. Nu putem să luăm, adică nu vreau, lumea zice, nu, că avem foarte mult pentru că este pădurea Bejan și astea. Nu, alea n-ar trebui să le luăm în calcul pentru asta, pentru că e o entitate care e un pic separată și ieșită din, adică este la marginea municipiului și n-ar trebui luată. Deci, mai mult atenție ar trebui dat pentru asta, pentru că verdeața știm bine că ne asigură un aer mult mai curat, un aer care să fie mult mai benefic pentru copiii noștri și nu numai pentru copii, pentru toți locuitorii. Curățenie. Deci eu sunt obsedat de curățenie și este lucru care mă doare cel mai mult la ora actuală aici în municipiu. Știm foarte bine, nu încerc să dau vina pe nimeni, probabil că în partea de administrare a curățeniei în orașul Deva sunt implicate mai multe entități, nu numai primăria Deva. Sunt foarte bine că este ADI, care aparține de Consiliul Județean, sunt mai multe, dar o gestionare mult mai corectă și mult mai eficientă cred că se poate realiza foarte ușor și mai ales trebuie în același timp, oricâte eforturi ar face administrația locală, trebuie să implicăm și cetățeanul să fie alături de noi pentru a realiza aceste obiective. E dornic cetățeanul să se implice în astfel de activități? Da, eu sunt sigur că este dornic și sunt foarte multe cazuri, am văzut în țară, încă în întreaga țară, în care dacă amenajezi anumite platforme pentru gunoiul menajer și astea care sunt întreținute, probabil o lună, două luni o să fie tot un pic de haos, dar după aceea când vede tot timpul că e curat, cetățeanul se educă, pentru că e foarte ușor de educat. În general, se adaptează foarte ușor dacă vede că este un lucru care este în beneficiul lui. Putem spune că și administrația locală dă tonul, să spunem, în ceea ce privește. În primul rând, administrația locală dă tonul și după aceea, v-am spus, cetățeanul se adaptează foarte ușor și este deschis tot timpul la, pentru că știe că este în interesul lui. În ceea ce privește spațiile verzi, știm cu toții, există un deficit în ceea ce privește locurile de parcare. Unii dintre oameni și-ar dori probabil mai multe locuri de parcare și mai puține zone verzi. Cum am putea sau cum ați putea să împărțiți toate aceste păreri ale oamenilor și să fie mulțumiți și cei care își doresc locuri de parcare, cum este firesc de altfel, dar și cei care își doresc mai multe spații verzi? Da, se pot găsi soluții. Am spus într-o emisiune anterioară cum se poate rezolva partea cu locurile de parcare pentru zona de centru până la poșta nouă, zona de Lido. Făcând acest lucru și identificând aceleași lucruri, partea cu sensurile unice și o mai bună administrare a circuitului rutier, a traseului rutier în Deva, ar putea să creeze noi locuri de parcare care să fie pe șoselele existente, pe străzile existente, astfel încât să nu mai grevăm zona verde pentru a crea alte locuri de parcare. Sunt foarte multe platforme betonate la ora actuală în Deva care nu sunt nici loc de parcare, nu este nici zonă verde. Dar unele poate sunt private, acele terenuri. Dacă sunt private, primăria are posibilitatea să le cumpere și să amenajeze niște locuri de parcare sau niște zone verzi. Există posibilitatea de a amenaja locuri de parcare. Lumea o să spună că sunt, după aia o să fie foarte greu de întreținut. Să faci cu dale care să fie goale în mijloc și să fie plantată iarbă, pentru că sunt foarte multe zone și atunci mai combine asta. Da, într-adevăr, vor fi greu de întreținut după aia, dar cred că efortul merită făcut pentru a
realiza încă un pic de verdeață. Suntem sufocați de betoane, suntem sufocați de stres, suntem sufocați de mâncarea asta plină de chimicale, care toate fac să ne afecteze viața de zi cu zi și ne afectează într-un mod major. Și într-un ritm destul de alert, din păcate. Da, așa e. Dacă ar fi să faceți o comparație între, nu știu, DEVA din urmă cu 10 ani, poate, și DEVA actuală, cam care ar fi, poate așa, primul gând pe care îl aveți uitându-vă în urmă și ceea ce se întâmplă acum în prezent? Cred că DEVA în ultima perioadă nu a mai avut partea ascendentă de creștere pe care ar fi meritat-o. S-ar fi putut face mai multe și mi se pare o chestie din asta să ajungem să ne bucurăm de faptul că astăzi merge telecabina. Cam așa am ajuns sau în pentru câteva perioada ore. Asta. Haideți să vedem, în curând o să ajungem să se joace la pariuri, mâine merge telecabina sau mâine nu merge telecabina. Sunt lucruri care sunt inadmisibile pentru un oraș ca DEVA, un oraș care a fost numărul 1 în județul Hunedoara. E păcat că s-a ajuns la ora actuală în stadiul ăsta. Pierdem turiști. În momentul în care pierdem turiști, Horeca, partea de Horeca nu merge în DEVA, sunt unități comerciale care suferă, dacă suferă unitățile comerciale, suferă oamenii pentru că nu mai poate să-și ia salariile cum ar trebui. Și turismul este un punct care este foarte important și care ar putea să aducă foarte, foarte mulți bani pentru DEVA. Și aici administrația ar avea un rol important pe lângă toți acești parteneri, să spunem, din Horeca, și administrația ar putea să facă... Administrația este cea care trebuie să dea tonul și administrația este cea care trebuie să creeze cadrul pentru dezvoltarea cât mai puternică a turismului. Acum 7 ani sau 8 ani am propus emiterea unui card pentru vizitarea DEVA-i, un card care să poată să fie achiziționat de oricine când vine în DEVA, mergea a cumpăra cardul de la centrul de informare turistică de lângă cetate sau prin care îi și forțai să stea puțin, adică nu-i forțai, le recomandai cumva să mai rămână încă o zi. În cardul acela să coste 50 de lei, dau un exemplu, avea oricare cu telecabina, avea o intrare la Aqualand, discutasem cu parteneri practic din... Un pachet discutasem cu parteneri din Horeca care au venit alături de mine atunci pentru acest proiect și am spus când vine cu cardul la tine la cazare, fiind partener cu primăria în dezvoltarea turismului, automat îi oferi o reducere de 5% cu partea de restaurante, cafenele, care la fel vine, îți arată cardul și îi oferi reducere și în general oamenii atunci devin mult mai interesați. Știm foarte bine și noi când mergem în străinătate sau ăsta, băi, mă duc acolo că știu că acolo am 10% reducere. Le urmărim, trebuie să, adică cel puțin noi, probabil că cei mai de sus nu le urmăresc, că nu interesează, că își pot permite orice. Și atunci omul este foarte atras de chestia asta. Unde mă duc? Mă duc acolo, știu că e mâncarea bună, am o garanție, pentru că e un partener cu primăria, avem o garanție și de calitatea mâncării, uite, avem și reducere, mi s-a făcut un program, uite, pot să văd și cetatea, pot să văd, mă duc și la Aqualand, ai la transportul Bejan, gratuit pe astea și atunci ai atras și determin să rămână, să doarmă măcar o noapte aici. Și atunci s-ar dezvolta mult mai puternic turismul și care, v-am spus, la ora actuală este primordial pentru DEVA, pentru că industrie nu mai putem să facem în DEVA. Chestiile astea că o să aducem investitori, asigurăm locuri de muncă, nici nu a trebuit. Primăria nu trebuie să asigure locuri de muncă. Primăria trebuie să asigure un cadru cât mai avantajos și mai atractiv pentru investitori și atunci, dacă îl asigur, atunci vin ei automat. De ce s-a blocat acest proiect?
Pentru că, așa cum l-ați prezentat acum, ar fi fost chiar un motor destul de bun pentru turismul de Vean. Probabil că nu am reușit să lămuresc pe cei din conducerea primăriei că este un proiect viabil și atunci s-a renunțat la el. Deci acolo a fost blocajul, să nu fac mai multe comentarii, că nu vreau. Suntem în campanie electorală și am spus că noi suntem, ne prezentăm numai proiectele. Atunci o să discutăm probabil după campania electorală într-o altă emisiune despre acest subiect mai după pe larg. După aceea putem să discutăm și să detaliem. Sunt, de fapt, Partidul Ecologist Român are candidați pentru Consiliul Local de Vean, nu și pentru funcția de primar. Susțineți, presupun, pe unul dintre candidații la funcția de primar al municipiului de Vean. Cine este acela? Da, normal, susținem, pentru că cei care o să ne acordă încrederea nouă trebuie să îi îndrumăm și, făcând o analiză foarte temeinică a tuturor proiectelor și a programelor candidaților care e, am regăsit foarte multe puncte comune, mai ales pe partea de dezvoltare a turismului în agenda lui Lucian Rus, și în această situație, de comun acord cu colegii mei, și am hotărât să-l susținem pe Lucian Rus pentru funcția de primar al municipiului Deva și pe domnul președinte Laurențiu Nistor pentru funcția de candidat, pentru funcția de președinte la Consiliul Județean. A fost o decizie dificilă pentru dumneavoastră? Sincer, având, nu. Totuși, nu, de nu, unde alege, nu, să spunem. Nu, nu a fost o decizie dificilă. Am văzut ce a reușit și a făcut domnul președinte Nistor alături de Radu Barb pe partea de turism, de dezvoltarea turismului în județul Hunedoara. Lucru care ne-a ajutat foarte mult să luăm această decizie și știu foarte bine că Lucian vine dintr-un domeniu în care a activat cu succes și a avut realizări la nivel național pe partea de turism și, v-am spus, am regăsit multe dintre ideile noastre pe agenda lui, deci nu pot să spun că a fost o decizie dificilă. V-ați regăsit cumva și în ideile pe care el le propune pentru dezvoltarea municipiului Deva. Să nu uităm, exact. Să uităm ministrul secretar de stat în cadrul Ministerului Antreprenoriatului, Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Unde a învățat foarte mult, a câștigat o anumită experiență care poate foarte ușor acum să o aplice și ar fi de foarte bun augur pentru Deva. Deci credeți că ați face o echipă bună, dumneavoastră în Consiliul Local, domnul Rus primar? Sunt sigur că am face o echipă bună și mai cu proiectele noastre care le avem o să ajungem la un consens și dacă locuitorii din Deva o să ne acorde încrederea, pot să le garantez că vom face o echipă bună. Până la urmă, despre echipă este vorba atunci când aducem în discuție administrația locală, echipă care în unele primării, să spunem, în unele comunități funcționează, în altele nu. Unii fac acea opoziție doar de dragul de a o face și ne întoarcem cumva la ceea ce spuneați puțin mai devreme, la acele orgolii politice și uită totalmente de ce sunt acolo și că oamenii și bunăstarea lor, într-un fel sau altul, ar trebui să primeze. Lucru care, din nefericire, în puține locuri le mai regăsim. Echipa contează foarte mult și ce mai contează foarte mult, și asta ar trebui lumea să încerce să înțeleagă. Contează foarte mult ca în Consiliul Local să fie și o anumită diversificare. Dacă o să mergem și o să fie din nou două partide care domină Consiliul Local, atunci nu o să se poată face nimic, nu o să mai poată să fie o reprezentativitate cât mai largă a locuitorilor, pentru că cele două partide știm foarte bine cum fac, hotărăsc un lucru, nu se mai ține seama. De asta cred că în Consiliul Local ar trebui să fie reprezentante cât mai multe partide, chiar dacă sunt partide mici, cum este și Partidul Ecologist sau alte partide de aceeași anvergură, care poate să vină cu idei bune, care reprezintă totuși și ei o anumită clasă sau un anumit număr de locuitori care ar trebui să fie și ei reprezentați, și atunci dacă primarul este capabil,
cu mai multe partide să facă într-adevăr o echipă, știm foarte sigur că atunci orașul se poate dezvolta mult mai bine. Ne-a spus și am discutat puțin mai devreme ce însemna DEVA în urmă cu 10 ani, să spunem, ce înseamnă în prezent, dar ce va însemna peste 10-20 de ani DEVA, dacă lucrurile se vor schimba în bine, să spunem, sau în mai bine în următoarea perioadă? Ce ar trebui să aibă DEVA pentru a fi atractivă și pentru turiști, și pentru tineri, și pentru vârstnici, de ce nu? Pentru că toată lumea trebuie cumva să aibă ceea ce face, ce să facă aici în acest oraș, care este în continuare unul destul de cochet cumva. E un oraș cochet, e un oraș frumos, e un oraș cu potențial. Ce ar trebui să aibă DEVA? Ar trebui să aibă o administrație care să țină la locuitori și la cetățenii DEVA. Ar trebui să aibă o administrație care să facă proiecte nu pe termen scurt, pentru a mai câștiga o dată alegerile peste 4 ani, să vină o administrație care să gândească și să facă proiecte pe termen mediu și lung, proiecte care să avem certitudinea că vor fi continuate, chiar dacă se schimbă peste 4 ani puterea sau conducerea primăriei, și tocmai de aceea trebuie să fie echipă și să ne punem toți la masă să discutăm un proiect de dezvoltare a DEVA pe termen mediu și lung, care să știm că va fi respectat oricine ar fi la conducere. Și atunci DEVA are șansa de a deveni și să devină un pol foarte important, nu numai a județului, ci a întregii țări. Ne ajută foarte mult și poziționarea geografică, ne ajută foarte mult și faptul că avem multe monumente și avem împrejurimile care le avem. Adică avem tot ce trebuie numai să știm să le fructificăm și să le dăm valoare. Lucru care în teorie par destul de simple, cel puțin dacă există o viziune asupra acestor aspecte. Sunt simple. V-am spus, trebuie să renunțăm la orgolii. Trebuie să renunțăm la a fi noi cei mai deștepți și cei mai puternici, să fim unde suntem, să știm că suntem în interesul cetățenilor, trebuie să facem pentru ei totul și cred că asta ar fi satisfacția cea mai mare. Nu știu dacă neapărat banii sau toate astea te fac mai puternic, dar să nu uităm că este un Dumnezeu acolo sus care vede ce facem și cu cât facem lucrurile mai bine pentru cetățenii din DEVA, pentru cei lângă care stăm și cu care trăim în acest oraș, cu atâta cred că Dumnezeu ne va răsplăti. Doar că vedeți, unii cred că fac lucruri foarte bune, dar dacă întrebăm pe cetățeni, indiferent din ce localitate, nu ne mă refer aici doar la DEVA, parcă ideile lor nu coincid, mă refer a celor din administrație cu ideile oamenilor. Și atunci putem trage o concluzie cumva că funcția schimbă omul? Sau? Da, tocmai asta am insistat. Te schimbă, te face, nu știu. Am fost 4 ani viceprimar, n-am reușit să mă schimb. Cei 4 ani am rămas același om. Nu am fost un om orgolios, nu am fost un om cu pretenție. Dar ați avut în jurul dumneavoastră oameni orgolioși, avut, cel puțin politic. Asta mă miră și adică nu pot să vin fața oamenilor să le spui, domnule, cum? Păi eu sunt ăsta, uite-te, asta e neagră și omul vede că este albă. Sunt două posibilități. Sau tu nu mai poți să discerni și nu mai vezi realitatea, sau înseamnă că ești un mincinos. Și credeți că mai realizează acei oameni că nu mai pot să discearnă sau că sunt mincinoși, cum ați spus dumneavoastră? Și dacă nu-și dau seama, ce ar trebui făcut? Aici e cel mai dureros. Când nu-și dă seama de realitatea de zi cu zi. Aici e dureros. Că ești mincinos, aia poți să-ți mai revii. Te mai trage de mână, că bă, vezi că ai mințit. Dar când tu nu mai realizezi de ceea ce se întâmplă, atunci ai dureros și nu știu cum, nu cred că există tratament pentru chestia asta. Probabil tratamentul este atunci ziua alegerilor, nu?
Da, dar asta nu se referă strict numai la alegeri, se referă la viața de zi cu zi și inclusiv la, se referă și la cei care lucrează în interesul cetățenilor, care de multe ori spun, domnule, eu am dreptate, nu... Și săracul om stă la ușă și stă și bate la ușă și cu dreptatea în mână. Da, o altă mare problemă a oamenilor, de fapt a sistemului până la urmă, oamenii au de suferit din această cauză, pentru că sunt primării care au sute, poate peste 1000 de angajați, iar serviciile către populație nu sunt poate de cea lasă mai de bună dorit, calitate. Este. Sunt de înțeles uneori și acei funcționari publici că poate nu sunt chiar atât de amabili în unele zile, să spunem, dar atunci când aceste reacții se rostogolesc zi de zi, clar, este dureros, pentru cetățenii care de cele mai multe ori stau la coadă să-și plătească taxe, impozite și așa mai departe și cumva își doresc ca măcar serviciile acestea minime să le fie cumva... Să fie, da, peste tot se vorbește, de exemplu, de digitalizare, de și când te duci, tot trebuie să te duci cu dosarul ăla plic. De asta spun, de minciună de ăstea care sunt, spune, domnule, suntem o țară digitalizată și când este omul simplu, vede realitatea. Trebuie să mă duc să-mi fac copii, să-mi fac ălea, să le pun în dosar. Da, poate în peste vreo 5-10 ani vom avea și noi alte discuții cu privire la această digitalizare și la bunul simț până la urmă, care ar trebui să fie reflectat puțin mai mult. Suntem la final de emisiune și o să vă rog să le transmiteți un mesaj devenilor, care în data de 9 iunie, în mod normal, ar trebui să fie toți prezenți la vot, toți cei care au, bineînțeles, acest drept. Vă rog. Ce pot să spun? Pot să spun că echipa noastră a Partidului Ecologist este o echipă care s-a format acum, este o echipă nouă care garantează faptul că vom fi corecți. Nu putem să promitem foarte multe, vă rugăm să ne acordați șansa de a vă putea reprezenta în Consiliul Local prin votul dumneavoastră exprimat în 9 iunie și fiți sigur că vom fi un partener alături de dumneavoastră pentru următorii ani. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și vă doresc mult succes să aveți. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!